Cele 400 de teste de glicemie asigurate de Direcția de Sănătate Publică Gorj și de Crucea Roșie au fost epuizate în scurt timp pentru că, așa cum declara unul dintre medicii implicați în această acțiune, de fiecare dată când are loc o acțiune gratuită, oamenii vin în număr foarte mare. Noi am cumpărat teste, un număr de 400 de teste, Direcția de Sănătate Publică 300, noi filiala de Crucea Roșie 100, am măsurat valorile glicemiei și ale tensiunii arteriale. Am găsit și câteva persoane care chiar mai precis am depistat, nu așa, pe care i-am îndreptat spre cabinetele medicale, fie cele individuale, fie cele de specialitate. S-au prezentat de toate vârstele, inclusiv chiar copii de la 18 ani, tineri, până la 80 și ceva chiar am avut un domn. Beneficiarii acestei acțiuni au fost persoane de toate vârstele, inclusiv tineri, iar cei depistați cu probleme au fost îndrumați către medicii de familie. Oamenii se declară foarte mulțumiți de acțiunea de astăzi a medicilor și așteaptă astfel de acțiuni umanitare mai des. Pare o acțiune foarte bună și chiar ar trebui încurajată și dacă s-ar putea să fie și în partea de sud a orașului, că acolo nu prea am observat treaba și multă lume în situația asta, în zilele noastre, multe lume e cu probleme. Foarte ingenioasă, binevenită, dacă ar veni mai des, ar fi mai bine, măcar o dată la 3 luni. Ar fi foarte bine. Acțiunea a durat timp de 2 ore, iar testele au fost epuizate cu mult înainte de terminarea acesteia.